În anul 2019, Centrul Operațional al ISU Olt a fost solicitat să intervină la peste 9500 de evenimente. Dintre acestea, peste 5800 au fost pentru ajutor medical de urgență, pentru protecția comunităților, aproape 1600 de intervenții și 1125 pentru incendii. În ceea ce privește situația operativă, în 2019, ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 9587 de evenimente. 1125 de intervenții la incendii, asistență persoană 125, ajutor medical de urgență 5886. Alte situații de urgență 314, salvări de animale, protecția comunităților 1599 de misiuni. Raportat la domeniul de activitate, 357 de incendii s-au produs la gospodăriile cetățenești, anexe, bunuri ale populației, 27 la domeniul public al statului, 4 la domeniul privat, 29 la domeniul privat român și străin, 708 incendii s-au produs la vegetație uscată. Ca și cauze, cele mai importante au fost focul deschis în spații deschise și instalații electrice defecte. Valoarea estimată a pagubelor a fost de circa 6 milioane de lei și valoarea bunurilor salvate estimată la 131 de milioane de lei. Au fost salvate pe timpul intervențiilor 131 de persoane, dintre care 125 de adulți și 6 copii. Echipajele SMURD au executat un număr de 5886 de intervenții, 5835 de intervenții de prim ajutor și 51 de descarcerare. Au fost asistate medical 6269 de persoane. În decursul anului 2019, serviciile voluntare au participat la 452 de intervenții, din care 341 au fost în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență. Alături de pompieri, la ora bilanțului, au fost și prefectul județului Florin Homorean, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Virgil Delureanu, care au dorit să-i felicite pe salvatorii olteni pentru activitate. Vă felicit pentru activitatea desfășurată, pentru profesionalismul și implicarea dumneavoastră în misiunile de intervenție cotidiene, implicare care, de cele mai multe ori, este decisivă pentru salvarea de vieți și bunuri materiale. Desfășurați printre cele mai complexe misiuni, însă ceea ce este nobil în activitatea dumneavoastră este faptul că interveniți cu spirit de sacrificiu și curaj pentru salvarea seminilor noștri. Vedem de multe ori, din păcate și la noi, întâmplări nefericite, dar care au un final pozitiv datorită profesionalismului și operativității cu care interveniți, iar pentru acest lucru vă mulțumim. Pe parcursul anului 2019 și serviciile voluntare pentru situații de urgență au participat la peste 450 de intervenții, din care 341 au fost în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situații de urgență. La toate misiunile, pompierii au cooperat și cu echipajele poliției, jandarmeriei, Serviciului Județean de Ambulanță Olt, precum și cu reprezentanții autorităților administrației publice locale.